Numărul donatorilor de sânge a scăzut considerabil din cauza modificărilor legislative care nu permit tipărirea etichetelor de masă pe suport de hârtie. De mai bine de două săptămâni, Centrul de Transfuzii Sanguine din Mehedinție duce o lipsă acută de sânge, pentru că foarte puține persoane mai vin să doneze. Numărul donatorilor a scăzut dramatic la Centrul de Transfuzie Sanguină Mehedinți. Motivul îl reprezintă schimbările legislative cu privire la etichetele de masă pentru aceștia. A scăzut numărul de donatori. În ultima săptămână semnificativ a scăzut, astfel încât am rămas cu stoc de urgență pe anumite grupe de sânge. Cred eu că și din cauza lipsei etichetelor de masă acordate donatorilor, deoarece ordonanța de urgență care a interzis tipărirea etichetelor de masă pe suport de hârtie cu carduri electronice nominale nu a putut fi aplicată în cazul donatorilor, aceștia venind aleatoriu la donare, nu în fiecare zi, astfel când a fost nevoie de modificarea acestei ordonanțe de urgență cu altă ordonanță. Acum două săptămâni s-a făcut modificarea respectivă. Majoritatea severinenilor spune că nu a donat niciodată și puțin sunt cei care cunosc beneficiile donării asupra organismului. Ați avut nevoie de sânge? Sau cunoașteți pe cineva care are nevoie de sânge? Nu cunosc pe cineva, am avut nevoie de sânge. Da. Și ați primit repede? Da. Sângele. L-ați primit. Știați că la noi în Mehedinți este o lipsă mare de donatori? Și am avut nevoie de sânge, dar nu am donat niciodată pentru că am avut niște intervenții chirurgicale și nu pot să mai donez. Și cum ați primit sângele? L-ați primit repede? Da. L-ați primit? Dar a fost ceva timp de atunci. Cunoașteți persoane care au donat până acum? Absolut că da. Și știți că la noi în Mehedinți e o nevoie imensă de sânge și nu mai sunt donatori. Îmi pare rău să vă spun că nu știu situația, doar că sunt convins că este nevoie de sânge. Trebuie să știe lumea că beneficiile sunt bidirecționale, adică sunt atâta pentru cel care donează, în sensul că aici se analizează, sunt alt tip de analize decât ceea ce este în alte părți, sunt analize care durează și care sunt foarte laborioase, dar și foarte elocvente. Adică mă refer la reproductibilitatea rezultatelor. În ceea ce privește beneficiile asupra organismului uman, există o revigorare a sângelui, în sensul că atunci când un om donează sânge, măduva este stimulată și se produce un sânge nou. Cei care doresc să ajute pacienții care au nevoie de sânge trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, să nu consume băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înainte de donare și să servească un mic dejun bogat în vitamine.